Eee, ceau, ce face, sunteți bine? Nici eu. Însă cu toate astea, astăzi o să desenăm cu o pană. Pana mea. Ca pe vremuri, da? Luăm o cănuță de ceva cald sau ceva rece dacă vă uitați vara, stăm pe spate, ne relaxăm și hai să-i dăm drumul la clip. Ultima dată când am fost acasă la părinți, taică mi-a macadorisit cu, nu știu, niște pene. Știți chestiile alea pe care le ai în casă și nu știi niciodată de unde vin? Da, exact. Avea niște pene și a zis, bă, de ce nu desenez cu ele? Sau de ce nu desenez pe ele? Stat, eu m-am gândit așa, zic, bă, da, penele sunt făcute sau nu că sunt făcute. Că nu... S-au folosit întotdeauna pentru scris. Să scriau scrisori cu pana mea. Să scriau scrisori cu pene. Și cum știți pe canal aici, dacă ceva lasă urmă, desenăm cu chestia aia. Așadar, avem aici obiectul muncii și o să trebuiască să ne ocupăm de vârf. Da, nu prea mai am vârf la cutter. L-am folosit ca să-mi decupez inamicii. O să încerc cu mare grijă să tai vârful penei pe diagonal. Nicio șansă cu piesa de rezistență. Cutterul mare. Cu ăsta sper să am sorți de izbândă. Moi mori! Opa, ok, hai da. Acum. Bun. Și am tăiat frumos vârful penei într-o formă din asta ușor ascuțită. Adică foarte ascuțită. Iar ca să țină cerneala în vârf, o să am nevoie să o despic în două. Funcționează pe exact același principiu ca penițele moderne sau ca stilourile sau ca ce mai știți voi. Așadar, dacă o să o despic cu grijă prin vârf, ar trebui teoretic să țină cerneala. Foaia de test aici tăiată deja și cerneala din clipul în care am încercat să fac caligrafie care s-a transformat într-un total eșec. Mare minune că nu s-a uscat cerneala asta. Sau cine știe, poate s-a uscat. Nu, încă pare lichid. O nuanță incredibilă de turcoaj. Înmuiem ușor pana. Ia uite cum s-a stocat acolo cerneala în vârf. Și acum dacă facem linii pe hârtie, facem linii pe hârtie. Exact ca la stilouri. Se întâmplă, trag din greșeală două linii, dar probabil aș putea să le strâng un pic. Nu știu la scris cât de bine o să funcționeze. Sunt totuși tentat, ia să vedem. Tare frică mie să nu o deteriorez în vârf, s-ar putea, adică se deteriorează în timp ce o folosesc. Nu-i nici pe aproape la fel de rezistentă ca o peniță făcută din metal. Dar eu o să încerc să fac artă cu ea astăzi. Hai să vedem ce iese. Om aici rola de hârtie. Nu riscăm să facem cerneală peste tot. Wow! Și tocmai ce vorbeam. Bravo, Nicu! Vârful ăla pot să-l îndrept un pic înapoi, în direcția aia. Doar că e momentul în care desenez cu el o să se dea pe spate oricum. Alalalala. Dezastru. Mi-am luat mai multe foi suprapuse ca să mă asigur că nu trece prin foaie. Însă înainte să începem să desenăm, țin să vă anunț că weekendul ăsta, între 19 și 21 mai, mă găsiți la Comic-Con, pe Alea Artiștilor. Vă aștept la standul meu să facem poze. O să puteți cumpăra ce avem. Avem așa tricouri, hanorace, stickere, brelocuri, postere, postcarduri. Vă aștept. Comic-Con, Alea Artiștilor, Romexpo, 19-21 mai 2023. Să fiți acolo. Aș putea începe prin a schița. Ia să vedem dacă putem să facem așa. Ok, îmi permite să trag niște linii destul de coerente. Numai după ce scurg un pic din cerneala asta. Eu nu pot să iau puțină cerneală. În momentul în care am umuiat cu pana în canistra de... canistră? În sticluța de cerneală, s-a terminat șmecheria. Să vedem că noi trebuie să avem grijă să și evităm cumva liniile pe care deja le-am trasat, ca să nu le întindem. S-aude cum scârție, nu știu dacă ia microfonul. Ia auziți, auziți. Ba, se pare că mai mult succes dacă țin pana invers, nu cu partea care stochează cerneala în jos, ci cu ea în sus. Poate așa se folosește și eu nu mi-am dat seama. Pare să meargă mult mai bine așa. Da, are chiar mai mult sens. Să am mare grijă că eu vreau să fac aici un fel de cupolă
deasupra clădirii astea pe care eu o desenez. Bineînțeles, e ușor inspirată dintr-o fotografie pe care am găsit-o pe internet, dar nu o să mă țin unul la unul după poza aia. O să-mi aduc și eu contribuția la lucrare. Da! Iar a rămas fără cerneală și se zgârie hârtia. Se zgârie teribil de tare hârtia aici. Mamă, mi-a plecat perspectiva aici un pic. Asta este. Bă, nu știu dacă există tehnici mai consacrate de desenat cu penița. Nu prea am găsit. Cel puțin nu cu pene. Însă eu o să mă adaptez la ce cunosc eu deja. Adică la ce am mai făcut înainte. La cum știu că se desenează în mod normal. Și acum ce să vă zic, mă, dacă nu iese, bă, păi nu o să iasă, ce să, aia e. Bă, da, avem cel puțin o schiță care nu e neapărat nereușită. Bă, chiar arată decent. Acum o să încep să fac detalii. O să încep cu niște detalii mai mari. Deja cumva începusem să fac niște stâlpișori aici de susținere care sunt un pic curbați, nu știu dacă o să aibă sens, dar o să fie niște detalii drăguțe la care să te poți uita pe desen. Aici sus o să încerc să-l fac sub formă de balcon. O să tragem niște dungulițe ca să pară că sunt acolo niște stâlpi. Păcat că foaia suge foarte tare cerneala asta și nu știu ce o să se întâmple cu desenul până la final. Linia nu e neapărat ușor de controlat. Dacă vreți o concluzie directă, gata, puteți să nu vă mai uitați la clip mai departe. Linia nu e ușor de controlat. Deloc. Nu știi niciodată cât de multă cerneală curge. Și riști la un moment dat să faci niște mișcări pe care n-ai vrea să le faci. Ba o dungă mai subțire, ba una mai groasă. Ia mă că încercăm și cu niște hașururi. Da, chiar da, niște hașururi ne trebuia nouă. Cu pana, cu penița. Era bine dacă era cu penița, dar cu pana, hașur, hai să vedem ce se întâmplă. Să încerc chiar să fac niște textură de cărămidă pe aici. Mamă, Nicu, ești foarte ambițios astăzi. Știu, mulțumesc. Și schizofrenic. Pam, 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 cărămizi. Pac, pac, pac. Pac, 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 pac. Bă, da, nu-i rău, nu-i rău deloc. O să punem, o să îngroșăm un pic o parte a ăstuia ca să aibă o tentă de umbră. Dar de fapt văd că i-am făcut umbra pe partea aialaltă. Aici. Le facem umbră și aici, nu mai contează. E desenul meu, fac ce vreau, avem două surse de lumină. Ok, avem doi sori care vine unul stânga, unul dreapta. Pau, umbră pe amândouă părțile. E, pe aici, pe la margine, o să fac numai așa niște hașururi ca să pară că sunt niște detalii, dar nu mai continuăm cu toate detaliile. Ce stâmpit, de ce să fac mai mult clip? De când aș putea să fac mai puțin clip? Aici, din nou, tot așa milene, o să fac niște linii, niște linii așa să pară că am încercat să fac niște detalii. Pentru că nu mai vreau să continui nici în stânga-dreapta, nici sus-jos, o să facem așa, pam, 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 gata, pac. Acu e acu, în partea de sus. O să avem niște linii din astea așa pe cupolă și o să încerc să fac ceva detalii aici, nu știu, ceva detalii extra, habar n-am. La fel și acolo sus, pe pătrățelul ăla, orice ar fi el acolo, orice ar vrea să fie. Și ceva în vârf așa care iese din cadru, n-ar fi trebuit să pară că iese din cadru, dar... Pe aici, pe partea asta, o să avem niște pătrățele așa, niște camere, habar n-am, niște geamuri. Facem ceva aici frumos. Pe aici, ia să vedem, facem balcon. Pam, 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 pam. De ce să ne complicăm când am putea să nu ne complicăm? Pa, mare schemă, tragem linii verticale. Și cu grijă tragem așa o linie să delimităm balconul acolo. Și acum, în partea asta, eu am zis că mă apuc să fac hașururi. Dar cred că o să se cam întunece toată zona aia pentru că e un pic băgat așa în interior. Partea de, teoretic aici vreau să fie niște stâlpi care sunt față. Toată partea asta de dedesubt trebuie să o întunecăm. Și acum trebuie să ne ocupăm și de geamurile alea care erau acolo, să le facem și pe ele și mai întunecate decât erau. Ia, hai să facem un pic de adâncime la stâlpii ăștia, să se vadă că stâlpii sunt mai în afară. Teoretic, acolo avem umbre. În orice caz o să mai adaug așa câteva detalii. O dungă mai întreagă aici, să se vadă că avem adâncime și la stâlpi, dar și la grosimea părții alea de... Nu știu dacă are sens. Sincronizare pentru partea a doua. Ai, 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 cred că mi s-a întrerupt camera fix când am făcut semnătura asta terifiantă aici. Am făcut așa și poc, a ieșit, a țâșnit cu de-asta. Ah, în orice caz. Asta e lucrarea finală din clipul de astăzi. Nu e neapărat cea mai reușită, probabil puteam să intru în mai multe detalii, dar pentru ceva făcut în cât 30-40 de minute, folosind o pană de gâscă și peste care o să mai pot să adaug oricând alte detalii. Nu o să mai fac niciodată, nu o să mai adaug niciodată alte detalii dacă nu le fac acum. Eu zic că e destul de reușită. Așadar, sper să vă fi plăcut videoclipul.
am reușit să o zic până la urmă. Ăsta e desenul de astăzi, dintr-un alt unghi, așa orizontal, ținut în brațe. Facem repede și un thumbnail, sperând să nu mi se scurgă lucrarea thumbnail. Nu știu cum. Da, destul de bun. Like, subscribe, comment, insta, ciao! Tururururu tururu. Tururururu tururu.